Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire în cadrul căreia vreau să răspundem la întrebarea: cum anume arată persoana care este destinată să rămână cu voi? Vreau să vedem foarte multe detalii despre această persoană. Cum anume o puteți cunoaște sau în ce situație se află în momentul de față? Că e posibil să fie prin preajma voastră și voi să nu o vedeți, sau poate fi chiar persoana cu care dumneavoastră aveți în momentul de față o relație. Așa că, dragilor, o să vă rog să alegeți minim un număr. Puteți să alegeți un număr pentru voi, un număr pentru persoana la care vă gândiți voi, că poate aveți un viitor comun sau nu. Dacă simțiți nevoia să ascultați toate cele trei variante, eu nu am nimic împotrivă, chiar vă invit să faceți acest lucru. Și aveți așa: numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra galbenă. O să vă rog să alegeți intuitiv și vă invit cu drag la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem, dragilor, pentru voi detalii despre persoana care vă este destinată. Cine trebuie să rămâneți voi? Cine este această persoană? Citirea este valabilă și pentru cei singuri și pentru cei care vă aflați într-o relație. Detalii despre persoana destinată vouă. Văd aici pe cineva care evită foarte mult să comunice, poate fi o persoană mai lentă în gândire, mai lentă în gesturi, în manifestări, cineva care evită foarte mult să ia decizii, poate fi o persoană care mereu este între două lumi, poate fi cineva care are o sensibilitate mai aparte, o persoană care are niște studii înalte sau o cunoaștere înaltă pe un anumit domeniu de viață, în general vorbind. Este o persoană foarte muncitoare, care lucrează în două locuri, o persoană care are două surse de venit, deci primește bani din două părți. În unele cazuri poate fi o persoană mai în vârstă decât voi sau o persoană foarte înțeleaptă. Poate fi cineva care are o inclinație aparte spre spiritualitate, spre studii înalte, cineva care are o putere aparte asupra unui grup de oameni. Această persoană poate fi prinsă între mai multe activități, de asemenea este cineva care știe foarte bine să negocieze, să își impună punctul de vedere, știe foarte bine să se folosească de toate elementele pe care le are la îndemână, de tot ceea ce deține. În unele cazuri este o persoană care este bogată sau care stă foarte bine din punct de vedere financiar. Știe foarte bine să negocieze această persoană. Îi place să experimenteze tot felul de lucruri tinerești, poate se îmbracă într-un mod mai adolescentin, mai tineresc. În alte cazuri văd că poate avea un aspect mai tânăr, chiar dacă are... Chiar dacă este mai în vârstă decât dumneavoastră, are un aspect mai tânăr. Poate avea un copil această persoană, să știți, dar este un copil care este deja cumva pus pe picioare. Este o persoană care deja are un loc de muncă. Posibil să aibă niște probleme pe de altă parte cu acest copil, deoarece se află la început pe carieră, deci să spun că ar avea, nu știu,
undeva în jur de 18-20 de ani sau chiar mai mult, depinde de situație. În egală măsură, văd că este cineva care are niște probleme foarte mari pe zona aceasta profesională, dar care are ocazia să le rezolve, cel puțin când cunoașteți voi această persoană sau poate o cunoașteți deja. O să trăiți niște vremuri foarte frumoase, poate chiar o să faceți tot felul de activități noi, pline cu pasiune, frumoase. Să știți că acestei persoane îi place foarte mult să ia pauză, să mediteze, să meargă în natură sau în locuri mai retrase. Îi place foarte mult să se odihnească, să mediteze, să analizeze foarte, foarte mult o problemă înainte să ia o decizie, așa cum am spus. În alte cazuri, văd că această persoană are parte de un câștig într-o asociere, într-un contract, într-o căsătorie, posibil să fi fost căsătorit sau căsătorită sau încă este, nu știu. Să știți că văd pe cineva care este foarte sufletist, foarte sufletist, care are o inimă bună. Dar iarăși văd o persoană introvertită aici. Poate fi o persoană foarte slabă ca și aspect fizic. Totuși, voi aici aveți parte de o femeie sau de un bărbat care este lider, care este conducător la locul de muncă, o persoană foarte respectată printre alți oameni, dar cineva care poate a avut sau are tot felul de relații ascunse. Acestei persoane îi place să-și țină relațiile ascunse, pur și simplu să le țină departe de ochii lumii, tocmai pentru că este o persoană atât de cunoscută și atât de respectată. Mai văd aici și în același timp este o persoană vicleană, să știți, care reacționează foarte impulsiv, care își spune punctul de vedere. Tace cât tace, este introvertit cât este introvertit, dar apoi deodată devine coleric, deodată devine altfel. Are niște secrete această persoană care vă vor intriga puțin atunci când vă veți cunoaște. Este o persoană care a avut o tinerețe foarte frumoasă sau o adolescență foarte frumoasă, după care regretă foarte mult, dar care parcă vrea să o retrăiască alături de dumneavoastră. Văd că această persoană a muncit mult sau muncește mult de când este tânăr sau tânără și atunci din acest motiv este foarte prins sau prinsă în toată această poveste. Haideți să vedem cum anume ar putea să arate fizic vorbind. Este o persoană care are foarte multă grijă de aspectul fizic, în primul și în primul rând, vă spun. Cineva care are un aspect de aventurier, poate fi o persoană care se îmbracă sport sau casual, are un stil aparte, vestimentar. Și poate fi o persoană foarte slabă, așa cum v-am spus. Înaltă, slabă. O persoană pe chipul căreia să știți că se vede această suferință și această muncă pe care a dus-o din greu, ca să spun așa. Este cineva care mereu este pe drumuri și în momentul de față se află într-un final de relație, de situație. Nu știu. Și să știți că este o persoană foarte atrăgătoare, indiferent că vorbim de o femeie sau de un bărbat, chiar o persoană foarte, foarte atrăgătoare. Are un sex appeal aparte, dar pe care îl exercită foarte mult prin
emoțiile sale, îl exercită foarte mult prin energia de care dă dovad. Bun, zodiile pe care le văd aici sunt următoarele. Săgetător, Taur, Leu, Capricorn, Gemeni, Vărsător, Balanță și cam atât în mare parte. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 1. Vă invit cu drag și la un alt număr dacă simțiți nevoia să mai vizionați sau la o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde, cei de la numărul 2. Haideți să vedem detalii despre persoana care vă este destinată. Cum anume puteți cunoaște această persoană? Haideți să vedem situația în care se află, că poate v-am spus, unii deja o cunoașteți, poate e persoana cu care voi sunteți împreună sau poate este vorba de altcineva. Wow! Este cineva care ține foarte mult la confortul său. Cineva care are o slăbiciune aparte pentru mamă sau pentru femei, cineva care iubește femeile, dacă e vorba de un bărbat, dar știe să le aprecieze, știe să le facă mulțumite. Această persoană ține foarte mult la confortul său, iarăși, și la confortul celorlalți. Poate avea un aspect mai tânăr și în acest caz. Cineva care merge mereu, se îngrijește, are grijă de felul în care arată. Dar să știți că are foarte multe reușite din punct de vedere profesional, mai văd aici. Cineva care își cântărește foarte bine cuvintele. Această persoană nu prea discută foarte mult de statutul său din punct de vedere financiar, nu discută foarte mult despre banii pe care îi are și poate să fie vorba, iarăși în alte cazuri, de o femeie, dacă sunteți bărbat, e o femeie foarte dulce, foarte iubitoare, care ține mult la planul fizic și care a trecut printr-un divorț, printr-o despărțire și acum a rămas singură cu un copil. În alte cazuri văd o persoană care are o problemă de sănătate. Dacă e vorba de un bărbat, atunci acesta să știți că ori a mai avut un copil sau a fost despărțit și acum nu prea, mă rog, o să evite să vă spună sau o să evite să vorbească despre așa ceva. Însă mai văd aici și o problemă de sănătate a cuiva. Pe care această persoană o evită. Bineînțeles, se poate ocupa și cu zona aceasta medicală în unele cazuri. Poate fi o persoană care face multe drumuri, o persoană care s-a mutat recent sau care urmează să se mute foarte rapid. Puteți să cunoașteți această persoană la un drum, iarăși undeva la distanță. Și să știți că este cineva care își urmărește propriul interes, care nu face o activitate fără să se gândească la propria persoană. Este mereu în tot felul de compromisuri, de asocieri, de contracte care îl stresează sau care o stresează foarte, foarte mult, mai văd aici iarăși. Să știți că este în stare de orice acest bărbat sau această femeie, tocmai pentru a ajunge, știu eu, la succesul dorit. Și atunci când vă cunoaște sau dacă vă cunoaște deja, să știți că este pregătit sau pregătită să facă un compromis, să renunțe la ceva anume, să învârtă lucrurile în așa fel încât să fie în favoarea voastră. Cineva care a câștigat foarte multe bătălii, este o persoană victorioasă, apreciată de către ceilalți. Cineva care face sport sau, eu știu, pescuiește, face tot felul de activități fizice, dar care sunt apreciate de către ceilalți.
Văd că a muncit din greu sau muncește din greu pentru propriul său confort. Este de părere că munca poate înnobila, este de părere că munca poate ajuta. Și îmi apare foarte, foarte intens acest mesaj că poate fi o persoană care are două surse de venit sau, în cele mai multe cazuri, este cineva care a primit bani sau primește moșteniri. Poate chiar este o persoană care face de regulă cadouri sau care o să vă facă, nu știu, cadouri, atenții. Iarăși, în alte cazuri, văd că urmează aici să se împartă o avere, o moștenire și acest lucru este destul de apăsător. Mai departe, nu prea comunică mult această persoană despre pasiunile sale, despre ceea ce își dorește să facă. Îi place să experimenteze lucruri noi, așa cum am spus, să aibă grijă foarte mult de aspectul fizic. În schimb, este cineva care nu prea vorbește despre aventurile sale sau despre lucrurile care îi plac. Totuși, să știți că are nevoie de senzații tare această persoană, are nevoie să trăiască la plus infinit, să trăiască puternic viața. Nu prea știe să-și exprime emoțiile sau pasiunile, nu prea, nu știe, îi e teamă în alte cazuri. Posibil să fi fost părăsită această persoană în trecut sau să fi suferit un abandon, să fi trăit o rană din acest punct de vedere. Dar acest aspect o să-l țină mai mult secret, nu prea o să vrea să comunice cu voi. Îi place foarte mult să călătorească acestei persoane, să facă drumuri, să facă mișcare, sport. Își face planuri când și le face pe un termen foarte lung și poate fi o persoană de la distanță sau, în unele cazuri, o persoană din altă cultură, o persoană care are altă religie. Iarăși, poate fi un bărbat ușor șaten, poate cu pistrui, care face sport, care dansează, cântă, o persoană care știe bine să-și urmărească interesul, știe bine să negocieze, știe bine să-i convingă pe ceilalți, dacă e vorba de un bărbat. Are o reputație foarte bună, este foarte bine văzut printre prieteni și poate fi o persoană care mereu este dispusă să învețe lucruri noi, să investească în lucruri noi. Se poate ocupa iarăși cu zona învățământului, dar, repet, totuși e o persoană care este foarte stresată pe niște secrete pe care le are. Cineva care mai mult face bani cu mintea. Haideți să vedem aspectul fizic. Cum arată această persoană? Este o persoană care se îmbracă decent, care se îmbracă frumos, parcă mereu este îmbrăcat de sărbătoare sau îmbrăcată de sărbătoare. Este foarte atentă la ținuta sa, la modul în care arată. Ceilalți, să știți că respectă această persoană pentru modul în care este. Arată extraordinar de bine, este proporționat, deci nici prea gras, nici prea slab, este potrivit în acest caz. Cineva care își probabil își menține un aspect tânăr sau un aspect frumos.
are niște principii așa de viață pe care le vede și în momentul în care apare undeva, pur și simplu impune respect prin modul în care arată, prin propria sa persoană. Haideți să vedem zodiile implicate și aveți Taur, Balanță, mai văd aici foarte, foarte puternic zodii de aer, Gemeni, Vărsător, Balanță, zodii de foc, Leu, Berbec, Săgetător, dar și zodii de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 2. Dacă doriți să mai ascultați un număr, eu vă aștept cu mare drag sau vă invit la alte citiri de pe acest canal. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă, numărul 3. Haideți să vedem pentru voi detalii despre această persoană care este destinată să fie împreună cu voi. Cine este această persoană? Ce putem afla? Este o persoană importantă care o să cucerească foarte mult prietenii voștri, familia voastră. Wow! Acestei persoane îi place foarte mult să-și cumpere lucruri scumpe, să se răsfețe, să se iubească. Poate fi o persoană care are foarte mulți bani, văd aici, și tocmai pentru acest lucru este foarte respectat sau foarte respectată. Cineva care are o poziție înaltă. Se poate ocupa cu zona aceasta materială, fizică, știu eu, mâncare, case, apartamente, și așa mai departe. Deci tot ce ține de planul fizic, în unele cazuri. Acestei persoane îi place foarte mult să primească, eu știu, cadouri scumpe, să ofere iarăși cadouri scumpe. Pentru această persoană, planul fizic, planul banilor contează foarte mult, dar și faptele. Posibil să fie cineva care are o relație foarte apropiată cu un copil sau o persoană mai copilăroasă din fire, căreia îi place foarte mult să se impună, căreia îi place foarte mult să fie aplaudată. Este o persoană misterioasă, să știți, care are o intuiție foarte, foarte mare. Îi place să meargă în locuri ascunse. Poate fi cineva care își ține foarte ascuns banii sau își ține foarte, foarte ascuns ceea ce are, cu toate că îi place să arate, dar nu spune cu adevărat câți bani are sau ce face. Văd o relație plină cu mister aici, să știți. Și prietenii văd că îi ține secret sau ține secret față de prieteni ideile care îi vin pe zona banilor sau ceea ce vrea să facă în alte cazuri. Poate consuma mai multe lichide decât trebuie, iarăși poate avea probleme, să știți, această persoană cu lichidele sau cu anumite substanțe, în unele cazuri. În alte cazuri, este o persoană foarte rănită de trecut, care mereu trăiește în trecut și căreia este teamă să se deschidă spre noutățile care apar. Poate uneori îi place să stea mai izolat, mai izolată, fără să comunice mult, să stea acolo, să-și plângă de milă, să viseze cu ochii deschiși. Este o persoană foarte încăpățânată în același timp, dar este o persoană pe care vă puteți baza. Adică este o persoană sinceră pe de altă parte. Dacă e și vă consideră o persoană apropiată, sau dacă e și are încredere în voi și apucă să vă iubească, să știți că vă puteți baza fără dar și poate pe această persoană. Este foarte curioasă și mereu are nevoie de
de dovezi din partea dumneavoastră sau din partea celorlalți în general vorbind. Și să știți că ține foarte mult la zona materială, repet, această persoană este foarte, foarte, ori îi place mult să mănânce, să se îmbrace cumva, ori are mulți bani și atunci ține foarte mult de ei. Ia să vedem. Așa cum vă spuneam, este o persoană victorioasă, foarte pozitivă, care în general ia decizii încet și sigur, nu se aruncă cu capul înainte. Așa cum vă spuneam, este o persoană pe care vă puteți baza și care are foarte multă încredere în propria persoană. Cineva, dacă e vorba de un bărbat, are trei femei în viața sa, nu neapărat se vede cu toate trei, poate fi sora, mama, fosta soție sau, eu știu, o prietenă, pot fi trei surori sau mai știu eu, sau copiii, fetele și da, nu e neapărat, indiferent că e vorba de o femeie sau indiferent că e vorba de un bărbat. Deci această persoană este înconjurată de către femei. Și mereu își dorește o noutate, mereu vrea pe de o parte, pe de altă parte nu are curajul suficient să se avânte. Este foarte temător sau temătoare la schimbări, nu dorește să lase ceva în urmă, posibil ca în urma unor lupte de orgolii sau în urma unei agresivități mai mari pe care a avut-o sau pe care o are, să piardă ceva această persoană și din acest motiv încearcă pe cât posibil să se interiorizeze atunci când este supărat sau supărată. Foarte mare încredere în propria persoană, iarăși. Are niște vise care îl ajută sau care o ajută, poate are aici o femeie, poate fi mama, poate fi cineva din familie. Oricum ar fi, dacă e vorba de un bărbat, să știți că această persoană are nevoie de o mamă, nu de o iubită. Unul la mână, doi la mână. Chiar dacă e vorba de o femeie și voi sunteți bărbat, atunci iarăși această persoană are o influență foarte mare din partea mamei sau din partea femeilor, în general vorbind. Își urmează foarte mult intuiția, poate fi o persoană iarăși cu vise profetice. A avut niște probleme în familie sau are niște probleme în familie peste care trece foarte greu, încă încearcă să rămână prinsă sau prins în niște idealuri din trecut, în alte cazuri. Și această persoană, nu știu, nu face un drum, nu face o schimbare până nu are ceva sigur acolo. Este o persoană iubăreață în egală măsură. Și haideți să vedem cam cum ar putea să arate această persoană. Aspectul fizic, vreau să știu. Wow, dragilor! Este o persoană care pur și simplu îți dă lumea peste cap, numai cât o privești. O persoană care arată foarte diferit, nu știu, ori are un aspect foarte îmbătrânit în ciuda vârstei, ori are un aspect extrem de tânăr în ciuda vârstei. Pur și simplu este total diferită, are un aspect total ciudat, adică parcă nu este reală această persoană, modul în care arată. Și pare arogantă la prima vedere, să știți, sau arogant. Interesant. Este cineva care mereu șochează cu modul în care arată sau cu schimbările pe care le face, că își schimbă ceva, că își schimbă garderoba, știu eu. Este o persoană care, nu știu, mereu merge, se înfrumusețează, își cumpără tot felul de lucruri, dar care pur și simplu este foarte autentică, foarte, foarte sinceră în modul în care arată.
Acum, zodiile pe care le văd eu aici implicate sunt așa: Rac, Pești, Săgetător, Capricorn și mai văd în felul următor: Rac, Scorpion, Pești, Taur, Fecioară, Capricorn și Leu, Berbec, Săgetător. Mai văd și zodii de aer, dar mai puțin: Gemeni, Vărsător, Balanță. Repet, nu este neapărat să aveți legătură cu unul dintre aceste semne zodiacale. Dragilor, aceasta a fost și citirea voastră pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și puteți să mai ascultați un număr dacă voi simțiți nevoia. Dragilor, acestea au fost citirile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.